În această dimineață, salvatori au dus acasă pe cei răniți în accidentul de acum două zile în orașul Cernăuți, Ucraina. Victimele care au suportat diverse traumatisme au fost transportate de către un echipaj smurt din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, pe parcursul drumului, starea pacienților a fost monitorizată de către o echipă de medici și paramedici. Ambulanța a ajuns la Chișinău la ora 4:25, iar victimele au fost preluate de către doctorii din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Pe parcursul drumului, aceștia nu au suportat complicații, iar începând cu ziua de astăzi, vor continua tratamentul la spital. Pacienții au fost preluați din spital orașului Cernăuți și a fost transportat la Institutul Medicinei de Urgență, unde a fost predat la personal medical pentru a continua tratament calificat. Potrivit medicilor de la spitalul de urgență, victimele s-au ales cu traumatisme ale aparatului locomotor, iar starea lor este stabilă. Au fost transportați doi pacienți în stare relativ satisfactoasă, internați în secția de ortopedie, acum urmează să fie rezolvat problema pe cale chirurgicală. Amintim că accidentul a avut loc în seara zilei de 17 iulie, după ce un autobuz de pasageri cu numere de înregistrare moldovenești care venea din Germania s-a tamponat frontal cu un microbuz Sprinter ieșit pe contrasens.